children from Family Bible Church in Virginia. Copiii de la Family Bible Church din Virginia Beach de-abia așteaptă să meargă la biserică duminica. Pe lângă faptul că învață despre Dumnezeu, ei se bucură să se întâlnească cu Memo, Cristi și Oana. Majoritatea membrilor adunării sunt chinezi. Renelle Roberts este educatoarea de la școala duminicală. Cartea cărților a adus mulți copii la clasa ei, ne spune ea, și le oferă mai mult decât povești. Desenele animate îi atrag pe copii mai mult decât orice altceva. Copiii au ocazia să înțeleagă adevărul biblic când au contact cu Memo, cu Cristi și cu Oana în fiecare săptămână. Îi învățăm principii din Biblie, dar reușesc să le înțeleagă când urmăresc cartea cărților. Bon Wang este pastorul senior al bisericii. El a fost surprins să vadă cât de multe au învățat copiii de la cartea cărților. Săptămâna aceasta, la școala duminicală, când i-am întrebat despre înviere, copiii mi-au dat răspunsuri foarte bune. Când i-am întrebat de unde știu, au spus că de la cartea cărților. Știu că acest program i-a impresionat. Cartea cărților i-a adus și pe părinți la biserică. Cartea cărților mă învață multe despre Biblie prin ceea ce îmi spune copilul meu. Mă încurajează să merg la biserică cu familia pentru a cunoaște mai profund cuvântul lui Dumnezeu. Yon Chang a fost botezată anul trecut. Ea spune că viața i s-a schimbat după ce a vizionat cartea cărților împreună cu fiul ei. Soțul său nu este creștin și se roagă ca Dumnezeu să-i atingă inima. De fiecare dată am impresia că acest program mă învață ceva nou despre Dumnezeu. Ca proaspăt venită la credință, continui să-L caut pe Dumnezeu. În același timp, nu voi renunța să mă rog pentru soțul meu. Sunt sigură că Duhul Sfânt se va atinge și de el prin cartea cărților. Părinții și educatorii de la Family Bible Church sunt bucuroși de Superbook Academy. Sunt nerăbdători să folosească programa online pentru a descoperi mai multe adevăruri biblice și pentru a se întări în umblarea lor cu Domnul. În fiecare an, peste 300.000 de copii americani riscă să fie exploatați sexual, ademeniți de promisiunea banilor, a adăpostului și atenției. În fiecare an, un proxenet poate exploata între 4 și 6 fete cu vârsta între 12 și 14 ani, câștigând între 150.000 și $200.000 pe copil. Eforturile de salvare tind să se concentreze asupra fetelor, băieții devenind astfel victime invizibile în industria sexului. Un studiu efectuat de John Jay School of Criminal Justice a descoperit că băieții tineri reprezintă aproape jumătate dintre copiii exploatați din New York. Până de curând, nu a existat niciun adăpost de recuperare pentru băieții din America. Acest lucru s-a schimbat datorită lui Chris și Anna Smith. Ei au înființat lucrarea Restore One, plănuind inițial să deschidă un adăpost pentru fete traficate. Anna, care a fost și ea victimă, a lucrat ca intern la un adăpost pentru fete, apoi au auzit de nevoia tot mai mare de a ajuta băieții. Then they heard of the growing unmet need to help boys. Era o întâlnire la care se discuta despre această nevoie și lucrurile prin care trec oamenii cu care lucrează ei. Unul dintre ei s-a ridicat și a început să spună că mereu sunt băieți care vin la centrul său, că nu sunt adăposturi pentru băieți și că cineva trebuie să ia inițiativă și să construiască un astfel de adăpost. În acel moment, eu și Chris ne-am întors și ne-am uitat unul la altul. Familia Smith a împlinit această nevoie prin The Anchor House, primul centru de acest gen care are ca scop adăpostirea și restaurarea băieților adolescenți. Suntem un centru de îngrijire pe termen lung, iar scopul nostru este să oferim băieților viața pe care o merită, cât mai bine putem noi. Vor avea parte de consiliere. Avem o bibliotecă, o cameră cu jocuri. Avem o cantină, o cameră de zi. Gândiți-vă la copiii voștri. Interesele lor sunt ținta noastră. Vom organiza cursuri ca să recupereze materiile de la școală. Scopul nostru este să îi îngrijim cât mai bine putem ca să-i punem pe picioare. Anna se teme că numărul băieților prinși în această existență mizerabilă este mai mare decât cred oamenii. Cultura noastră nu acceptă ideea că bărbații pot fi răniți. Bărbații nu pot fi victime, doar răufăcători. A fost nevoie doar de 6 luni ca proiectul să fie realizat, o sarcină pe care mulți au considerat-o imposibilă.
The Anchor House are un teren de 4 hectare. Deși proprietarii au primit sprijin considerabil din partea comunității, există oameni care nu cred că adăpostul este o idee bună. Oamenii au țipat la noi, ne-au înjurat, au scris despre noi în rețelele de socializare. Nu a fost ușor. Ne rugăm pentru ei și îi iubim. Poate că încă nu realizează, dar Dumnezeu este bun și harul lui depășește imaginația noastră. Directoarea Linda Oyster, un consilier autorizat, e conștientă că majoritatea băieților vor avea nevoie de vindecare. Să fii violat în mod continuu. Nouă ne este greu să concepem asta, dar acești băieți vor veni la noi cu un trecut plin de abuzuri. Deși The Anchor House își are temelia în Hristos, toți băieții vor fi bineveniți. Nu vom forța pe nimeni să devină creștin, dar vor avea ocazia să simte impactul acestui lucru. The Anchor House își va deschide porțile în ianuarie 2017. Până atunci, familia Smith e nerăbdătoare să ofere băieților un cămin care va ajuta să-și depășească trecutul și să aibă vieți libere și împlinite. Samantha Jackson, în vârstă de 17 ani, stă singură în sufragerie, scoțând sunete pe care doar ea le înțelege. Samantha are autism, o tulburare de dezvoltare care se manifestă în multe moduri, inclusiv prin inabilitatea de a dezvolta limbajul. Fiindcă nu poate comunica bine, devine foarte frustrată. Situația a fost mai gravă când era mică. Ai avut parte de experiențe negative în public? Karen râde acum, dar nu e de glumit cu un astfel de comportament. Ty Jessup, în vârstă de 7 ani, are autism. Părinții săi împărtășesc experiențele lor pe un videoblog, ca aceasta când Ty a făcut o criză în mijlocul unui magazin. Doamne, oameni buni, asta e una dintre cele mai groaznice experiențe și nu mai pot. Știu că nu va fi ultima sa criză și știu că e normal, dar e așa de greu. Imaginați-vă că o astfel de criză are loc în biserică. Pentru familia Jackson, asta a devenit realitate când, la 4 ani, Samantha a perturbat un serviciu liniștit. Pur și simplu țipa și dădea din picioare în timp ce o duceam afară. A fost destul de greu. Am renunțat să o mai duc la biserică, iar soțul meu și cu mine mergeam cu rândul. Dar mama ei e de părere că locul ei este în biserică. Cred că are o credință imensă. Nu o arată așa cum o facem noi, dar o arată foarte clar prin acțiunile ei. Karen a observat acest lucru când Samantha avea 10 ani la un restaurant McDonald's. La intrare, i-a întâlnit un om fără adăpost pe care cei mai mulți oameni l-ar fi evitat. Samantha stopped dead in front of him. And she looked at him. And she reached out to him. Samantha s-a oprit în fața lui, s-a uitat la el și a întins mâna către el. M-a emoționat, fiindcă eu încercam să o conduc înăuntru, fără să-l bag în seamă, iar ea i-a dat atenție într-un mod atât de frumos. Atunci am început să mă gândesc la impactul ei asupra altora și la viața ei spirituală. Care este părerea dumneavoastră când vine vorba de membrii ai bisericii care au nevoi speciale? Toți sunt bineveniți. Datorită acestei atitudini, familia Jackson a început să frecventeze Blessed Sacrament Catholic Church. Părintele Joe însă nu era tocmai pregătit pentru cineva ca Samantha. Nu știam nimic despre autism. Nu știam nici cum se scrie exact. Karen a venit cu ideea de a vorbi adunării la toate serviciile și mi-am zis că nu o să mă opun eu Duhului Sfânt.
Samantha face acum parte din această adunare. Karen a înființat un grup de sprijin pentru alte familii ce au copii cu dizabilități, dar și-a dat seama repede că problema e mult mai mare decât crede ea. Conform unui studiu, deși 80% dintre adulții cu dizabilități spun că în viața lor credința este importantă, mai puțin de jumătate fiind implicați în biserică. Și una dintre trei familii a părăsit adunarea deoarece copilul lor nu a fost bine primit. L-am întrebat pe Dumnezeu ce pot face mai mult. Asta e o rugăciune periculoasă. Faith Inclusion Network a luat ființă în urma rugăciunii. În 2008, Karen a înființat Faith Inclusion Network, sau FIN. Aceasta ajută bisericile să fie mai inclusive și familiile să găsească un loc potrivit de închinare. Dizabilitatea e doar o formă mai observabilă a zdrobirii și a greutăților obișnuite experienței umane. FIN se extinde pentru a aduce împreună liderii credinței și comunitățile oamenilor cu dizabilități pentru a lucra împreună, a educa și a inspira. Noi suntem lucrarea lui Dumnezeu, creați în Hristos să facem lucrările pe care El le-a pregătit ca noi să le facem. Nu se specifică nicăieri că oamenii cu dizabilități sunt excluși din asta. Susie Stefanovic a văzut cum Dumnezeu pregătește astfel de oameni pentru lucrarea sa. Ea și soțul ei au înființat The Chosen Ministry pentru a ajuta oamenii cu dizabilități să se închine împreună. Ei au dragostea pură a lui Dumnezeu, fără nicio inhibiție. Pur și simplu vii aici și te simți iubit. Samantha Jackson petrece mai puțin timp singură. Aici se simte liberă să fie ea însăși și să danseze. Charlie McCarthy a fost descris ca un artist de rang mondial, Whoopi Goldberg și Sting numărându-se printre clienții lui. Când ți-ai descoperit talentul artistic? E o întrebare bună. Cred că mi-am dat seama că pot desena încă din școală, dar cred că îți trebuie un motiv ca să desenezi. El a descoperit acest motiv în urmă cu 25 de ani într-un parc din Londra. Fiind ateu atunci, el spune că a simțit că trebuie să existe ceva mai mult decât ce izbește ochiul. Iisus m-a purtat treptat într-o călătorie prin care se descoper frumusețea oamenilor. Fiind începutul artei mele, am simțit că îmi spune, privește cât de frumos este omul acela care stă pe bancă. Nu l-aș fi observat altfel. În această sculptură de bronz numită Întoarcerea fiului risipitor, McCarthy captează emoția pură a binecunoscutei pilde. Ea se găsește la Holy Trinity, Brompton, una dintre cele mai influente biserici din cadrul bisericii anglicane. McCarthy este un vorbitor cunoscut în special printre necredincioși. Charlie are lipici la oamenii din afara bisericii, fiindcă îi surprinde. Când te gândești la un evanghelist, nu ți-l imaginezi pe Charlie Maxey. Eram în toaletă și stăteam așa. Poate fi puțin mai neconvențional. Într-o zi a povestit cum a auzit un cântec gospel pentru prima dată la un festival de muzică într-o toaletă portabilă care era atât de murdară încât a trebuit să se urce pe colac. Cântecul a străpuns ateismul său, mișcându-l până la lacrimi. Eram în toaletă, plângând, un ateu care plângea. Este foarte umil, foarte simplu. Spune povești care nu-l flatează. Nu prea știam ce mi se întâmplă, dar în timp ce eram cercetat, piciorul stâng mi-a alunecat. Mi-a intrat până aici. Deși poveștile lui McCarthy nu sunt pentru cei slabi de îngeri, el scoate în evidență că apropiații lui Isus, ucenicii, ar putea fi descriși de asemenea ca inadmisibili.
Am realizat că erau oameni răutăcioși, necredincioși, oameni care nu aveau o purtare religioasă și probabil n-ar fi fost prea bine primiți în biserică. Credeam că a fi creștin înseamnă să fii curat, să vii la biserică, să fii drăguț, să nu înjuri, iar atunci vei fi acceptat, fiindcă totul e în funcție de merite. Dacă vrei să aparții, comportă-te într-un anume fel. Ești iubit așa cum ești, indiferent cu ce ești acoperit, în exterior sau în interior. Cred că este unul dintre cei mai buni evangheliști din Anglia la momentul de față. Pe cei ce nu sunt în biserică, i-aș duce să-l audă pe Charlie. Și nu glumea. E complet ridicol. Totul a fost un șoc pentru McCarthy, ceva de înțeles având în vedere povestea vieții lui. Făceam lucruri religioase la școală și nu-mi plăceau deloc. Cânteam despre Dumnezeu, dar nu-mi plăcea de El. Nu credeam că există. Și dacă exista, nu-mi plăcea de El. Cum ai fi descris un creștin? Cineva care pretinde că e bun și judecă pe alții și crede într-un prieten invizibil creat de El. După întâlnirea ciudată, dar profundă, cu cântecul Oh Happy Day, McCarthy s-a mutat în New Orleans, implicându-se în muzica gospel și jazz. Voiam să le spun oamenilor, există un duh extraordinar în spatele muzicii, e plină de viață. Uitați-vă la oamenii aceștia, uitați-vă la ceea ce cred, la impactul pe care îl are asupra lor. McCarthy își vede operele de artă ca un mod de a-L prezenta pe Dumnezeu oamenilor pe care îi iubește, cum ar fi Fica cea risipitoare, realizat pentru o prietenă care s-a luptat cu tulburarea bipolară. Dacă încerci să le explici prin cuvinte că Dumnezeu iubește, că sunt iubiți, nu înțeleg ce vrei să spui. Ea întotdeauna și-a dorit să fie ținută în brațe. Așa că i-am spus că așa este Dumnezeu. Operele de artă ale lui McCarthy arată de asemenea prezența lui Dumnezeu în propria viață. Mi-am dorit să cânt la pian, dar nu am fost bun la asta. Pentru mine, îngerul reprezintă vocea lui Dumnezeu care spune, sunt cu tine, te iubesc, lucrăm împreună, nu ești singur. Acest tablou se numește Cunoscut. Într-o zi, treceam cu bicicleta peste un pod din Londra și a durat doar 11 secunde, dar a fost... ești cunoscut, ești iubit, Dumnezeu există și te iubește, te știe, ești cunoscut pe deplin. Bube, întuneric, nu mai trebuie să te prefaci. Povestea lui Dick și Betty Odgars ar trebui să ne avertizeze ce se întâmplă când nu există legi pentru libertatea religioasă pentru a-i proteja pe credincioși. În 3 august 2013, un cuplu de homosexuali au întrebat familia Odgars dacă pot închiria galeria lor din Iowa pentru nunta lor. Au venit și Dick a fost cel care le-a dat vestea proastă. Familia Odgars a refuzat, citând crezul lor că o căsătorie este între un bărbat și o femeie. Nu vreau să-mi sărbătoresc păcatele. Nu vreau nici ca alții să-mi sărbătorească păcatele și nu vreau să particip la celebrarea păcatelor cuiva. Cuplul de homosexuali i-a dat în judecată pentru discriminare și după o luptă de 2 ani în tribunal, cuplul creștin a plătit cuplului de același sex o amendă și au fost de acord să nu mai organizeze nunți la galerie. A fost dificil, sinceră să fiu. A fost cel mai greu lucru prin care am trecut vreodată și nu doresc așa ceva la nimeni. Decizia lor i-a costat foarte scump. După luni de publicitate negativă, de amenințări cu moartea și de scăderea venitului, Gurtz House Gallery a dat faliment anul trecut. România ocupă locul întâi în Uniunea Europeană pentru victime ale traficului de persoane. Conform Agenției Naționale împotriva traficului de persoane, în anul 2015 au fost identificate 880 de victime în România, majoritatea fiind exploatate sexual, iar mai apoi obligate la muncă forțată. La momentul actual, traficul de persoane este a doua cea mai profitabilă afacere ilegală după traficul de droguri, devansând traficul de arme. Traficul de persoane este sclavia modernă în care unii oameni profită de pe urma controlului și exploatării altora.
Traficul de persoane înseamnă forțarea la practicarea prostituției stradale, în bordeluri, în apartamente sau alte locuri, atât în România, cât și în alte țări din Uniunea Europeană. Victimele exploatării sexuale se mai găsesc și în unele saloane de masaj sau în servicii de video chat. Unele sunt forțate să înregistreze materiale cu conținut pornografic. Victimele sunt de cele mai multe ori femei sau fete minore. Sclavia modernă mai înseamnă și muncă forțată, unde ființe umane sunt obligate să muncească chiar și 14 ore pe zi, fără să fie plătite, și forțate să trăiască în condiții deplorabile. Ei nu au posibilitatea de a părăsi acel mediu abuziv. Agricultura, domeniul construcțiilor și serviciilor domestice se regăsesc în această categorie de exploatare prin muncă. De asemenea, exploatarea se regăsește în forțarea la comiterea de infracțiuni sau cerșetorie sau prelevarea de organe. Cel mai mare număr de victime identificate au vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani, iar împreună cu grupa 18-25 de ani alcătuiesc 90% din totalul victimelor exploatate sexual. Eliberare este o mișcare socială împotriva traficului de persoane și a exploatării sexuale în România, fiind focalizată asupra prevenirii traficului de persoane. Asociația Eliberare este o organizație care se ocupă în mod special cu prevenirea traficului de persoane și cu sprijinirea luptei împotriva traficului de persoane. Noi spunem că misiunea noastră este să vedem o mișcare socială împotriva traficului de persoane. Așa că preocuparea noastră este nu neapărat să mergem și să luptăm, să facem ceva împotriva traficului de persoane, cât să ajutăm oameni, indivizi, organizații să facă ceva pentru a lupta împotriva acestei probleme sociale. Ne concentrăm foarte mult pe prevenire, pentru că știm că e mult mai ușor să previi un anumit dezastru pentru anumite persoane sau un lucru nefast să se întâmple, decât este să repari ceea ce se întâmplă. Și încercăm să acționăm și ca o organizație resursă, oferind pliante, documentare pentru oameni care vor să facă ceva și încercăm în același timp să colaborăm îndeaproape cu adăposturile care au grijă de victimele traficului de persoane, cu Agenția Națională împotriva traficului de persoane și cu practic oricine, biserici, oricine vrea să facă ceva împotriva traficului de persoane. Sclavia modernă, cum se mai numește, apelează la frustrările tale de zi cu zi, la situația materială precară din țări precum România sau Bulgaria și visul unei vieți bogate în afara României. În primul rând, traficanții sunt persoane deosebit de creative și ele vând visuri. Dacă ai o problemă economică, dacă ai crescut într-un mediu sărac, dacă nu ai avut bani când ai fost mic, ei o să-ți promită un loc de muncă care o să te ajute pe tine să-ți îndeplinești celelalte visuri ale tale. Să ai o casă, o mașină sau să poți să ai grijă de familia ta. Dacă provii dintr-un mediu abuziv, dacă ai avut un tată abuziv, dacă ai avut o mamă absentă sau dacă nu ai avut o persoană apropiată în viața ta, traficantul este cel ce îți promite o relație care să te facă să te simți iubită. Traficanții, în esență, îți vor spune tot ceea ce tu vrei să auzi, numai ca tu să ai mai multă încredere în ei. Scopul organizației este de a crește nivelul conștientizării asupra acestei probleme, de a dezvolta rețele despre acest subiect, de a asista la restaurarea victimelor implicate în traficul uman și de a realiza traininguri de prevenire a acestei probleme globale. La nivel global, există aproximativ 35 de milioane de oameni care trăiesc ca sclavi. Această estimare a Free the Slaves, o organizație din Australia, ne arată că aproximativ 4 țări, în momentul de față, ar putea să trăiască în sclavie. Populația României, populația Serbiei, a Macedoniei și a Bulgariei. Ne dăm seama că în momentul de față există mai mulți sclavi decât în orice altă perioadă din istorie și, de asemenea, prețul unui sclav este cel mai jos care s-a înregistrat vreodată. Organizația a lansat de asemenea o platformă de comunicare, site-ul 18octombrie.ro, din anul 2006, această zi fiind declarată Ziua Europeană împotriva traficului de persoane.